Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la ePlan. Invitatul meu de astăzi are peste 10 ani de experiență pe scena startup-urilor din România, fiind cofondatorul Trilulilu, cofondatorul Ocean, la momentul respectiv cea mai mare librărie online din România, și cofondatorul Risky Business, primul, acceler primul accelerator de business din Cluj, din România. De asemenea, este CEO-ul Frisbo, platformă de e-fulfillment cu cea mai mare prezență în Europa. Așadar, îl salut pe Bogdan Colceriu, CEO Frisbo. Salut, Andrei, mă bucur că sunt aici. Bine ai venit, Bogdan. Discutăm astăzi despre logistică și uh, vreau să spun cât se poate de sincer că subiectul în sine nu e întotdeauna cel mai sexy subiect pentru organizatorii de evenimente, de conferințe de profil, de cursuri pentru uh, businessurile online. În general se merge pe marketing online, user experience, cum atrage mai mult trafic și așa mai departe, însă partea de logistică este de fapt esențială pentru orice magazin online pentru că de fapt orice magazin online face. Logistică. Și provocarea mea de astăzi este să vedem în ce măsură logistica poate să contribuie la dezvoltarea unui business online, sau din potrivă, ceea ce nu ne dorim, poate să contribuie la eșecul businessului respectiv. Așadar, prima, prima mea întrebare, care pare basic, dar vreau să lămurim un aspect, să fim cu toții pe aceeași lungime de undă. Ce înseamnă de fapt când vorbim despre logistica unui magazin online? La ce facem referire punctual X, Y, Z, W. Da. Te rog? Um, așa e cum spui, logistica poate să o moare sau să facă un magazin online, uh, și nu numai un business în general. Iar când vorbim de logistica magazinului online, ne gândim în special la următoarele aspecte. Uh, depozitare, locul în care marfa care se vinde stă, uh, transport, ceea ce înseamnă transportul mărfii până la locul în care stă și transportul de la locul în care stă până la clientul final um, și ne referim la ceea ce înseamnă manipulare, adică marfa stă undeva într-un spațiu, fie el spațiu propriu, fie el spațiu externalizat, dar cineva trebuie să o ia de acolo, să o pună frumos în cutiuțe, să o ambaleze, să printeze documente fie că vorbim de documente de transport, fie că vorbim de documente fiscale care intră în colet sau nu intră în colet sau se lipesc pe colet sau diverse variante, să pună cutiile respective în pungi sau nu, să le lege cu fundă sau nu și astfel să fie predate curierului, curierului. sau transportatorului care va, va duce coletul uh, în final. Tot în zona de logistică vorbim și de sistemele care facilitează toate aceste lucruri. Uh, și aici sunt nenumărate de la sisteme de management a halilor de la sisteme de transport, de la burse de transport la um, sincronizări, soluții de sincronizări a stocurilor, adică de multe ori noi intrăm într-un magazin online așa și zicem, a uite ce frumos produsul ăsta este valabil în 24 de ore și produsul ăsta e valabil în două săptămâni, dar cel mai probabil în spate, magazinul ăla online este legat la o bază de date care în timp real Spune dacă produsul ăsta e sau nu e Evident. valabil în timpul respectiv. Deci, doar din ce vedem într-un site, ne putem da seama cât de multă dezvoltare e în spate, în, în zona de logistică. Tot la logistică ne referim și când vorbim de uh, preluare de retururi. Adică, a, acel colet care, din păcate, a fost returnat. A fost returnat uh, pentru că respectivul cumpărător nu l-a mai dorit sau n-a fost mulțumit, sau mărimea pantofului nu era bună, sau orice alt motiv. Și aici intră, ca paranteză, intră și refuzul coletelor la ușă, bănuiesc. Intră și refuzul coletelor la ușă, ceea ce înseamnă că transportul are un dus și întors, fără vânzare. Corect. Da? Și ăla este un cost. Deci, toate aceste lucruri num se numesc logistică a magazinului online. Deci, e o, o, o întreagă, un întreg ecosistem acolo de chestiuni cât se poate de complexe. Bun. Și atunci, dacă există, dacă logistica asta poate bine pusă la punct sau mai puțin, să zicem slabă, să nu zicem proastă, există două tipuri de lucruri, da? Logistică bună, logistică mal, cum spun francezii, logistică rea. Cea care poate să susțină un business și să-l ajute să crească și cea care, de fapt, te ține pe loc sau chiar te duce cumva în jos. Care e diferența dintre cele două, din punctul tău de vedere? Păi, trebuie să ne gândim că Logistica magazinului online determină imediat câteva lucruri. Și acum o să zic câteva lucruri care depind absolut direct de logistica din spate. De exemplu, termenul de livrare, cel mai simplu. Termenul de livrare. Ești capabil să livrezi a doua zi, next day, ești capabil să livrezi intraday, care este, să zicem, un, un, un ceva exotic încă, ești capabil să livrezi Într-un timp util, pentru că nu e neapărat să depinzi de o livrare next day. Poate e ok o livrare într-o săptămână sau în două săptămâni, dacă vorbim de niște produse speciale, care oricum nu ai cum să le aduci mai repede. Deci timpul de livrare, de exemplu, este ceea ce poate să-ți dea într-adevăr succesul sau moartea unui magazin online. Și sunt foarte multe cazuri de magazine online care prin asta au intrat în piață. Astăzi în România, pentru noi este standard că orice livrare este, este a doua zi. Asta este ceea ce uh, încearcă și curierii să facă, asta este ce încearcă și magazinele online să facă, asta este ceea ce încearcă toată lumea. Uh, dar uh, nu a fost întotdeauna așa ca să ajungă aici, să a ajuns cu multă concurență și cu multe promisiuni. Nu este tot timpul obligatoriu să fie așa. Avem modele de business online de succes în România, care nu se bazează pe next day delivery, ci livrare în, în o niște, săptămână, o 10, săptămână zile. 10 zile, dar sunt niște produse deosebite pentru care ești dispus să aștepți și așa mai departe. Și atunci, de fapt, vorbim de o livrare în timpul optim sau în timpul așteptat de către cumpărător. Iar dacă această livrare nu se întâmplă, dacă acest termen nu este respectat, care este un defect de logistică, fie că e logistica ta, fie că ai externalizat logistica, fie poate să fie vina curierului, niciodată consumatorul final nu vă spune curierul a greșit, tu ai greșit. Evident. Acolo deja ai pierdut. Ce ai pierdut de fapt unde? Ai pierdut față de concurentul tău care probabil poate să livreze același produs mult mai repede. Uh, un alt mod în care tu poți prin logistică să, să te diferențiezi și să, uh, să fii aproape, sau să fii, să fii optim în operare, este modul în care gestionezi uh, stocurile. Uh, asta este ceva dificil, adică e, e cumva la limita între logistică și comercial dacă vrei, pentru că tu, ca să poți livra a doua zi, tu trebuie să lucrezi cu stoc propriu. Tu nu poți a doua zi să livrezi aducând de la furnizorul din China sau din Turcia sau din uh, Germania și livrând totuși în România. Este aproape imposibil de imaginat. Uh, și atunci tu trebuie să-ți faci stoc. Ei bine, să știi ce produse au nevoie de această livrare a doua zi și să faci stoc, este probabil cel mai greu lucru pentru un comerciant și pentru un magazin online. Gândește că sunt magazine de cadouri, de exemplu, de Paște, de Crăciun. Uh, ei, dacă ratează momentul, ei rămân cu stocul ăla până anul viitor de Crăciun, știi? Adică, îți dau exemplu simplu, vinzi brazi artificiali. Hai să o luăm pe asta. Vinzi brazi artificial de Crăciun. Dacă tu nu ai făcut un stoc optim, tu fie vei vinde mai puțin, fie vei rămâne cu un stoc care te va costa în fiecare zi în care uh, tu trebuie să-l mai ții în depozit. Uh, la fel... Uh, dacă ambalarea nu ți este corectă, un alt exemplu, dacă ambalarea, pur și simplu e greșită ambalarea, ceea ce înseamnă automat că la transport coletul respectiv va suferi daune mult mai ușor decât un alt colet. Dar Iarăși da? sunt niște pierderi aici. Corect? Sunt niște pierderi ca produse, dar pierdele nu sunt doar din faptul că probabil s-a stricat produsul. Pierderele din cauza că a fost refuzat coletul. Ceea ce înseamnă că ai plătit transport și dus și întors, ai pierdut și clientul respectiv și poate te-ai ales și cu un review negativ pe pagina ta de Facebook. Și iată cum pierderea ta de la un simplu defect de ambalare devine uh, imensă. De fapt. Și ai pierdut posibil și un returning customer, adică dacă exact. el era fericit, probabil că se întorcea la tine ulterior. Exact și dacă valoarea clientului nu este măsurată doar în cumpărătura respectivă, ci în lifetime value, Corect. da? atunci, de fapt, pierderea este chiar, chiar, foarte mare. Și aceste aspecte de logistică, care cumva par simple, adică chiar par simple, zici, zici, nu putem ambala ca lumea, adică ce așa greu. Sunt niște aspecte care par simple, dar care, de fapt, sunt exact distincția între foarte multe magazine online care, în principiu, vând mai mult sau mai puțin același lucru. Și este doar modul în care reușești să livreze acel ceva către consumatorul final, care face diferența între cel de succes și cel fără succes. Um, și lucrurile astea le-am le și învățat. Adică când, când lucram în e-commerce și eram în spatele unui magazin online, efectiv am învățat pe pielea mea lucrurile astea și am văzut că de fapt lucruri care par absolut banale, îți eșuează la implementare, adică pur și simplu nu reușești acolo în hală să, să pregătești un coleg cum trebuie sau să pregătești în timp sau a venit curierul să ridice și tu te-ai trezit că a plecat curierul și a rămas o aici de, de colete um, și se pot întâmpla lucrurile astea sau pur și simplu nu a venit curierul la ridicare că n-a putut șoferul respectiv în ziua respectivă în locul respectiv. Uh, și lucrurile astea le descoperă fiecare pe, pe pielea lui și de-aia se simte tot timpul în online magazinul cu experiență versus magazinul fără experiență. Pentru că toți trec în aceeași curbă nasoală a învățării, da, da. Da. Uh, mai ales în logistică, că hai să fim serioși, adică antreprenorul de magazin online de obicei nu vine din logistică nici. Eu nu vin din logistică, uh, nici colegii mei nu vin din logistică um, și nu vine de obicei din logistică. Poate să vină din marketing, poate să vină din comerț și atunci e un, e un aspect pe care îl marginalizează, cumva îl pun parte, Zic, aia, aia, aia e, basic, întâmplă, e, banal, e basic, e da. basic se face. Uh, dar nu se face, știi, nu se întâmplă. Uh, și atunci, aceste diferențe, de fapt, Execuția corectă. Dacă vrei, logistica e execuția magazinului online. Execuția asta îți dă diferența între succes și eșec în, în magazinul online. Și e extrem de importantă pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, întotdeauna uh, clientul final, și pe bună dreptate, adică chiar îi dau dreptate ia întreaga experiență ca fiind experiența primită de la magazinul de la care el a cumpărat. Adică nu mă interesează doar că site-ul tău a funcționat foarte bine și că totul a plasat comanda foarte ușor, s-a întâmplat totul ok, mă interesează până în momentul în care coletul ăla intră în posesia mea, că ăsta era scopul pentru care am cumpărat de la tine. Spuneai ceva mai devreme și după aia aș vrea să te întreb ce face un serviciu de e-fulfillment în direcția asta, ca să se înțeleagă clar pentru orice business online cum poate să fie ajutat de un serviciu de e-fulfillment, dar aveam o curiozitate apropo de termenul ăsta Next Day Delivery, care într-adevăr este cel dorit de către toți clienții de e-commerce în momentul de față. Spre deosebire de alte țări, din discuții pe care le-am mai avut și cu alți curieri și așa mai departe, Next Day Delivery la noi este mult mai ieftin decât în alte țări, din punct da. de vedere costuri. Adică, na, dacă vorbești de o piață din vest și așa mai departe, domne, vrei a doua zi, păi plătești o taxă frumușică suplimentară. Cum stăm din punct de vedere? Hai să discutăm un pic de costuri întâi, că e tot timpul un cui pe upp adică cine trebuie să plătească costurile astea. Eu, ca și client, majoritatea din toate studiile pe care le facem, majoritatea spun eu vreau livrare gratuită, toți se așteaptă așa la ai. livrare gratuită. Și atunci cine plătește costurile și mai ales de unde le plătești ca business online, în condițiile în care produsele pe care le comercializezi nu au o marjă foarte mare care să-ți permită chestiunea asta. Știi? Vorbești de ITNC, marja nu e foarte mare, vorbești de Fashion, ok, poate ești un pic mai relaxat. Da. Um, Într-adevăr, și um, am sărat, sunt unele costuri care în comerțul online se calculează foarte ușor, de exemplu costul de achiziție a unui client sau, mă rog, de achiziție a unei cumpărături. Um, există metrici pentru asta, există unelte pentru asta, se măsoară foarte ușor. Costurile logistice, în schimb, sunt niște costuri destul de greu de măsurat și uh, vorbim des cu magazinul online și ne dăm seama că uh, multe din ele nici nu știu unde ar trebui să se placeze costurile astea. Mai ales că un cost logistic are o parte fixă și o parte variabilă. Adică uh, costul de depozitare e mai mult sau mai puțin fix. Adică tu dacă închirezi un spațiu și angajezi niște oameni care să mișune prin spațiu, că ai multe comenzi, că ai puține comenzi, în principiu stocul ăla de marfă îți va consuma tot la fel de mult spațiu și tot la fel de mult curent electric și tot atâta mână de lucru. În schimb, costul cu livrarea și cu, cu împachetarea, cu pregătirea coletelor este un cost variabil, adică fiecare livrare uh, suportă un anumit cost. Um, și acum o să răspund la ambele întrebări în paralel, uh, ce fac fulfillerii uh, acest serviciu de logistică specializat pentru comerț online este că încearcă să se transforme tot costul logistic într-un variabil, într-un cost direct, ca tu să poți ca magazin online să știi să spui pentru mine logistica e... 5%, asta e ceva ideal, 5% din, din vânzări, sau este 10, sau este 15, dar o să revin să zic am unde cred că ar trebui să fie. Um, și uh, asta înseamnă ce? Că tu ți externalizezi toată depozitarea către un astfel de fulfiller, practic marfa nu mai stă la tine, stă în hala respectivului serviciu de fulfillment, uh, comanda din magazinul tău online va intra prin magazinul tău online direct în sistemul fulfilului și merge imediat în, în culegerea de pe raft, în ambalare, în pregătirea coletelor, curierul vine, o ridică și se livrează. Tu poți nici să nu-ți vezi marfa vreodată, pentru că va veni de la furnizorul tău, direct la fulfilerul tău, direct la curierul tău, direct la clientul tău. Și fulfilerul, ca să fie cât se poate de clar pentru toți cei care ne urmăresc, se ocupă deci, de la manipularea mărfii din depozit, ambalare, documente fiscale, deci facturare. Inclusiv, se poate întâmpla, asta este ceva alternativ. Unii fac și documentele fiscale aferente comenzii, alții nu le fac. Eliberarea de AVB-uri, de documente de transport, asta obligatoriu o face fulfilerul și chiar și livrarea poate fi intermediată de. de fulfillerul respectiv. Um, și prin astfel de servicii, magazine online cumva zic... Am scăpat. Da, exact. Okay. Mai... Cât, ar trebui, cât ar trebui să coste? Că asta e întrebarea de pe ei, ei, buzele tuturor. Deci... Da, e importantă întrebarea asta și noi am stat și am făcut calcule. Evident, costurile diferă enorm în funcție de tipul de produs pe care îl vinzi. Dacă ești mai degrabă în ITNC, în zona aia, într-adevăr, costul tău logistic ar trebui să învârte undeva în zona lui 5% din ceea ce înseamnă vânzări. Acum, sigur, diferențele sunt majore, Dacă depinde cu ce tip de curier lucrezi, depinde cât de bar te livrezi, depinde ce viteză de rotație de stoc ai. Dacă stocul tău se mișcă repede, automat costul logistic e mic. Dacă ai un stoc neperformant care stă, costul tău crește, crește. foarte mult. Da? Dar oricum este, hai să spunem așa, trebuie să fie o cifră sub 10%. Dacă, în schimb, vinzi produse de valoare mică, ba mai mult, cu o rată de retur mai mare, cum este fashion, de exemplu, deja costul logistic îți merge mult mai sus. Poate să meargă 15%, poate să meargă chiar și în 20%. Da? Deci deja te afli în altă plajă. Oricum, aglomer, cumva luat așa pe întreg e-commerce-ul, probabil costul logistic al magazinelor online se situează între, între 10 și 15%. La sută din ce înseamnă cost. Adică dacă lucrezi cu o marjă de 20-30%, dau acest exemplu, în principiu logistica va putea să fie chiar spre jumătate din, din cost. Dacă Și cum poți cu... să măsori costul ăsta? Adică să îl urmărești că ești în, că acolo, ești în, în cadrat acolo unde trebuie. Da. De, pentru unii e ușor, adică dacă, dacă e externalizat e foarte ușor că vine tot sub formă de facturi. Dacă l-ai internalizat, atunci trebuie în principiu să nu-ți scape nimic. Să nu-ți scape niciun cost pe care tu îl ai vis-a-vis -vis de logistică. Nici partea de depozitare, nici angajații care s-au îngrenați în asta. Desigur, tot ce ai transport, alea sunt ușor de luat în calcul. Ce înseamnă ambalaje și ce înseamnă pierdere prin retururi, pierdere prin disturgeri, pierdere prin furturi, tot felul de lucruri din astea. Și trebuie să le iei pe toate, pe toate în calcul. Unul din lucrurile pe care de fapt, se și groază să faci asta. Deci, un, un, unul din, ăsta este ultimul, unul din ultimele costuri pe care magazinul online uh, uh, le măsoară. Știi? Este și dificil, se și groază să afli, uh, și um, e în, tendința e să-ți scape anumite lucruri și să spui pe costurile le-aș avea oricum. Bun, hai să discutăm un pic. Deci, uh, mulțumesc că ne-ai lămurit cu ce înseamnă un uh, e-fulfiller. Uh, ca și chestiune legată de cross-border, pe care anul ăsta chiar o să o discut din ce în ce mai des, am discutat-o și, și în trecut la GPEC, observ că încă sunt puține magazine online din România care se gândesc să vândă peste granițele țării. Din păcate, sunt unele care deja o fac, dar din păcate numărul lor este încă foarte mic. Evident, atâta vreme cât uh, intră alți comercianți din afară în piața ta, teoretic ar trebui să ataci și tu uh, piețele cel puțin emergente din jurul uh, României. Uh, printr-un sistem de fulfillment și în cazul de față prin intermediul vostru, cât de ușor este pentru un business online sau, sau de dificil să se extindă și să vândă peste granițele țării? Uh, Fulfillmentul într-adevăr e cheie în asta adică este foarte greu de imaginat că un magazin online zicem care în propria lui țară operează în propriul lui spațiu se va extinde tot în propriul lui spațiu și în a doua, și în a treia, și în a cincea țară. Și ce zic cumva se, se și confirmă prin cifre, pentru că la nivel european tu ai sub 8% din magazinul online care vând cross-border. Și vorbim totuși de o piață liberă europeană, Adică deci teoretic nu lopește nimic pe neamț să vândă în România și nici pe român să vândă în Franța. În schimb, dacă tu nu poți să-ți duci marfa aproape de consumatorul tău, automat nu ai next day delivery, nu ai adresa de retur locală, despre care nici n-am povestit, dar este cheie în uh, comerț online. Pentru că dacă adresa de retur este în Slovacia și tu ai cumpărat din România, te gândești de două ori dacă să cumperi cuțitul ăla uh, de oțel sau ce știu eu ce. Și uh, te vei gândi de două ori și pentru că te vei gândi de două ori, rata de conversie a achiziției va scădea automat. Și atunci... Tu depinzi de fulfillment ca să ai stocul local și să poți livra a doua zi, și ca să ai adresă de retur în țara respectivă. Uh, Businessul nostru din asta s-a clădit, din, din specularea acestei probleme, nu în piața din România, în piața din Europa. Pentru că uh, nu este greu doar pentru magazine online să iasă și să scaleze în alte țări, este greu și pentru logisticieni. Să iasă și să se ducă în alte țări, pentru că investiția în hale este o investiție foarte mare și este un risc mare asumat, pe care e greu să-ți-l asumi în încă o țară și în încă o țară și în încă o țară. Și fulfilării ne magazinele online nu au putut să iasă. Și uite, așa a rămas, totuși, piețele Totul au rămas destul de, cumva, da. de e, granulate. Dar dorința există, adică cel puțin din sondajele pe care le-am făcut noi. E, peste 80% magazinului online răspund cu da la întrebarea dacă vor să răspundă, să vândă cross-border, dar sub 8% chiar o, o fac. fac. Uh, și, sigur, sunt și alte motive, traduceri, uh, marketing local și așa mai departe, dar de aia alte subiecte în alte emisiuni cu alte personaje. Uh, dar, cu siguranță, ăsta este un blocaj, este un blocaj automat. Uh, ei, motivul pentru care ne-am zis... Ok, hai să încercăm un sistem în care capacităm multe. Uh, uh, punem la oaltă multe capacități de fulfillment într-o singură platformă. Uh, asta, într-adevăr, atrage un anumit tip de vânzător online care zice, ah, ok, păi acum eu pot să vând și în România, și în Ungaria, și în Bulgaria, și în uh, Polonia, și în Germania, și în Republica Moldova, pur și simplu activând o hală sau alta și decidând că îmi pun marfă și acolo și acolo, îmi conectez magazinul online la halele respective și încep să livrezi. Deci dacă folosești servicii de fulfillment, e ușor într-adevăr să, să treci pârleazul, să, să, treci granița. să treci granița. Dar este și în aia, este o analiză de făcut, adică nu te arunci mâine în Portugalia, într-un centru de fulfillment și zici gata, vând în Portugalia. Adică tu trebuie să te asiguri că ești competitiv pe toate pe toate și pe preț pe marfa pe care o vinzi Ce oportunități sunt în afara țării? Având în vedere că voi uh, lucrați deja cu magazine care fac da. lucrul ăsta, ce oportunități ați sesizat în piața, hai să zicem, zona asta, si, da, Central and Eastern Europe, că nu ne gândim din start că o să vindem în Bangladesh, da, hai să zicem da. aici în jurul nostru. Ce am observat e că piețele de comerț online seamănă destul de mult cu piața din România. În fiecare piață ai un marketplace mare care vinde foarte bine, care poate să ocupe de la un sfert până la jumătate din, din piață. Și se observă că cei care încep să se miște între țări, de obicei încearcă prin listare în aceste marketplace-uri. Deci, așa cum în România, în Bulgaria, în Ungaria, uh, alegerea devine emag, în Polonia este allegro, te duci spre uh, alte țări, nu știu, în Franța e C-Discount, de exemplu, în Italia e-Price. Da? Deci, fiecare țară are propriul uh, marketplace. Bine, ajungi în zona Amazon, unde ai uh, uh, competiția mai, uh, mai mare. Uh, Există marketplace-uri care într-adevăr dau posibilitatea teoretic oricui să vândă în țara respectivă, practic. Sunt destul de competitive. Nu știu, în Polonia în marketplace sunt peste 130 de mii de selleri listați. Deci vorbim de număr foarte mare. Pe de altă parte sunt și 14 milioane de uh, vizualizări pe zi, deci uh, na, e, e mare. Cifrele sunt mari. Uh, uh, și piețele... Sunt de asemenea mari. Adică piața din, din Polonia este o piață de peste 12 miliarde. Nu știu, Cehia e să zicem, comparabilă cu România. E undeva la 4 miliarde, Ungaria e mai mică, la 25 miliarde. Bulgaria e chiar cea mai mică, cea mai mică din zonă. Pe de altă parte, Ungaria și Bulgaria sunt aproape. Pot să livrez chiar din România, păstrând încă termenii pe care am discutat, adică a doua zi. Uh, Poți să să-ți rezolvi o adresă de retur. Uh, se poate întâmpla asta mai ușor. Uh, dar oportunitățile sunt nu numai de a te lista în diverse marketplace-uri, care este și modul în care observ că intră în România diverse magazine online, dar sunt și pur și simplu de a intra, hai să spunem, curajos, ceea ce înseamnă să, să te localizezi, să să-ți traduci catalogul de produse, să începi marketing, să faci marketing agresiv, local, da, toată, toată distracția. Exact. Bun. Și ca o ultimă întrebare, ce oportunități, de fapt, ce, ce ar trebui să facă un magazin online românesc ca să fie competitiv în afară? Ce am observat că încearcă să facă magazinul online, adică, hai să spunem așa, ce am observat că funcționează, este ca magazinul online să devină cât mai local cu cât ești mai străin în orice țară, cu atât ești mai de neales. Uh, România e diferită din punct de vedere cultural. Suntem o țară care adoptă foarte ușor produse străine. Uh, chestia asta nu se respectă neapărat în toate țările. Dacă te duci într-o țară ca Polonia, care este o piață totuși mare, um, sunt mult mai înclinați înspre a cumpăra de la, mai nacionaliști un pic, da. de la comercianți locali. Uh, iar tu ca să te localizezi nu vorbim aici despre faptul că trebuie să te duci să-ți deschizi firma acolo, să înveți poloneză și tu să fii un antreprenor polonez dar înseamnă că uh, trebuie neapărat să traduci acolo, să funcționezi ca și cum ai fi de acolo, să ai adresa de retur acolo, să livrezi cu curierul de acolo uh, deci experiența pe care o oferi să fie o experiență similară cu experiența locală dacă mergi în Germania se acutizează și mai tare problema asta uh, și dacă îți imaginezi că tu poți, de aici, din România, să vinzi în altă țară, zicând, păi, nu e nicio problemă că livrezi din România în Franța și nu contează, doar îmi pun niște eduri și se întâmplă, nu se va întâmpla, nu vei avea succes cu asta. Nu numai că va fi scump să livrezi, vei ieși din toate termenele posibile, nu vei putea oferi suport, da? customer care, toate lucrurile astea, nu ai cum. Deci, singura, singura șansă este să devii local. local. Să poți să oferi suport, customer support, să livrezi local, să, să... Și nu să pare, adică nu e vorba de a minți, dar să respecti cumva așteptarea locală. Și chiar ultima, ultima întrebare, pentru că uh, am rămas cu acest sfat de la tine, get local, da, într-o piață da. internațională. Ai idee cam cât costă toată povestea asta cu localizarea, măcar un range, e complicat, știu, depinde de la caz la caz, dar mă gândesc la portofoliu, la magazinele din portofoliu vostru și poate știți cât de cât, cam cât au investit oamenii ca să get local. Da, e bună întrebarea. Nu e atât de scump să get local și nu e atât de scump pentru că în ziua de astăzi există servicii pentru orice. Există, de exemplu, agenții care îți fac localizare. Cu asta se ocupă. Și ce înseamnă că îți fac localizare? Înseamnă că îți traduc tot uh, catalogul de produse și aia înseamnă că plătești per produs tradus. Da? Deci nu vorbim de niște costuri imense. Uh, poți oferi customer support, nu înseamnă că trebuie tu neapărat să angajezi pe cineva acum din Polonia să vorbească poloneză, se poate întâmpla asta, se poate și asta externaliza. Fulfillment-ul am stabilit că se poate externaliza. Mai este o chestiune de taxe. Uh, pentru că peste o anumită sumă pe an, tu trebuie să îți iei cod local de TVA, dar inclusiv pentru asta există uh, companii consultanți care fac lucrurile astea. Și nu este un efort, să nu imaginăm că este un efort de uh, zeci de mii sau sute de mii de euro pentru un magazin să facă asta. Uh, este un cost, uh, aș spune, eu zic în general că cum să, să, să reușești să te muți în altă țară și să cheltui până în 10.000 de euro mi se pare un cost rezonabil. rezonabil. Da. E perfect, adică avem deja măcar un range de preț. Nu e chiar atât de speriat, ca să zic așa, dar da. am întrebat special pentru că sunt mulți care au temerea asta, știi? Care spun, domne, o, păi până dezvolt în afară ce-am făcut în România mă costă foarte mult și așa mai departe. De, nu, nu trebuie să dezvolte încă o dată ce-au făcut în România, trebuie să... Doar să traducă să lucrurile bune, dar până au dezvoltat în România au trebuit să facă și lucrurile alea din care au învățat. Replici doar Evident. succesul. Da. Mm. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, pentru dialogul nostru. O plăcere ca de fiecare mulțumesc dată. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Dragilor, cei care vă uitați la emisiune, sunt convins că vă uitați pentru că sunteți interesați de zona de e-commerce și digital marketing. Așadar, închei prin a vă recomanda pe 24-25 mai organizăm GPEC Summit. Este considerat cel mai important eveniment de e-commerce și digital marketing din România. Vă așteaptă două zile pline de conținut. Sunt peste 40 de speakeri, vreo 30 și ceva români, 8 internaționali, unii dintre ei în premieră în România. Găsiți toate datele pe site-ul nostru la www.gpec.ro. Sper să ne vedem cu bine atunci. Și, by the way, evenimentul se întâmplă online, deci puteți să-l accesați de absolut oriunde. Până data viitoare, până la eveniment și până la următoarea întâlnire la Eplan, eu sunt Andrei Radu, vă las cu bine, Stay Digital.